Mântuitorul. Amin. Iisus Hristos este împăratul nostru. Amin. El ne va duce în cer în baza sângelui său. Lăudat să fie Domnul. Amin. Poporul Domnului, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru ca să citim Evanghelia Domnului din 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 la 7. 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 la 7. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care ne stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta de Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Până aici cuvântul citit, vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului cu bucurie și cu băgare de seamă. În seara aceasta, frați și surori, așa cum ne-am propus în anul 2013, o să vorbim mai mult despre viața de familie și despre pocăința în familie. Spuneam de dimineață și repet în această seară că cel mai sensibil domeniu, cea mai delicată dimensiune a existenței umane este viața de familie. Este cel mai greu, însă este cel mai frumos. Aș vrea să continuăm părtășia noastră, cercetarea noastră, ca unii care diseară mergem în familie. Dacă vă mai aduceți aminte, recapitulând puțin, am vorbit până acum despre importanța familiei, despre scopul, despre modelul, despre nevoia și despre principiile familiei. Ultimul lucru despre care am vorbit, adică principiile familiei, am vorbit despre principiul unității și am spus că unitatea este porunca lui Dumnezeu în familie. Am vorbit despre principiul completării, nu al competiției, și am vorbit despre principiul intimității, care trece dincolo de partea fizică a existenței cuplului, și am vorbit despre principiul raportării. Principiul raportării înseamnă cum se raportează soțul ca individ și la rândul ei soția ca individ la lucrurile care îi înconjoară. Vorbind despre raportare, am vorbit despre cum se raportează soții la Dumnezeu. Soțul ca bărbat, cum se raportează el la Dumnezeu? Soția ca femeie, de asemenea. Am vorbit cum se raportează soțul și soția la diavolul, a cărei existență nu pot desfința. Cum se raportează ei la ei înșiși. Și în această seară am ajuns la cum se raportează soții la natură. Ce înseamnă natură? Natură înseamnă existența materială care ne înconjoară. Absolut tot ce este material în viața noastră, în casele noastre și în jurul nostru. Cum se raportează soții la natură? Administrând ce au primit sau idolatrizând ce au primit? Sunt cupluri care idolatrizează lucrurile materiale pe care le-au primit de la Dumnezeu, mai multe sau mai puține. Sunt cupluri care înțeleg că tot ce le-a fost dat este de la Domnul și pentru Domnul. Și nu idolatrizează, ci administrează cu înțelepciune și cu responsabilitate.
Dacă vă mai aduceți aminte, în Biblie este o pildă numită pilda nebunului. Omul acesta a avut de la Dumnezeu binecuvântări materiale, dar a avut o atitudine greșită. Și atitudinea aceasta greșită a transformat binecuvântarea în blestem. Uitați ce spune Scriptura. Scriptura spune următoarele cuvinte. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, ale cui vor rămâne. Omul acesta a neglijat faptul că în viața umană Dumnezeu îți dă anumite binecuvântări. Unora mai multe și ei se numesc bogați. Ei se numesc oameni cu poziții, oameni cu privilegii, oameni faimoși, oameni recunoscuți în societate. Alții au primit mai puțin, se numesc oamenii modești, poate chiar mai sărăcuți. Însă, nu așa de mult contează cât ai și cum administrezi lucrurile pe care le ai, că doi bănuți, dacă ai avea, Hristos te vede când îi administrezi cu înțelepciune. Am pus acolo în mod intenționat o poză și observați că este un om care cu două capete, e hibridul, creștinul hibrid. O parte se închină la cruce și cu o parte se închină la posesiuni. Sunt două săgeți care arată spre cele două capete ale lui. Creștinul acesta este creștinul care se închină și lui Dumnezeu și se închină și lucrurilor pe care le are. El crede că lucrurile astea îi dau valoare. El crede că primește semnificație și importanță între oameni. Care o mașină un pic mai bună, care o casă un pic mai mare, care copiii puțin mai îmbrăcați, care contul puțin mai consistent, care mai multă vechime în America. Omul acesta are impresia că primește valoare prin lucrurile lumii acesteia care i-au fost date pentru o vreme ca să încerce onestitatea față de Domnul și să-L verifice dacă nu cumva e lacom și mândru, dându-și valoare prin lucruri materiale. Acum, frați și surori, dacă există un bărbat, un soț lacom, va fi el un soț bun pentru nevasta lui? Sau va fi un soț lacom și în relația cu ea? Dacă ea va fi o femeie lacomă, ca femeie, ca și credincioasă, nu va fi ea lacomă și în relația de familie, ca și soție? Poți să fii o femeie, o soție sau un soț lacom și ca bărbat și ca femeie să nu fii? Poți să fii zgârcit ca bărbat și să nu fii zgârcit ca soț? Poți să idolatrizezi ca femeie și să nu idolatrizezi ca soție? Nu, nu se face diferența între una și alta, că e aceeași individă sau același individ. Ceea ce vrea să spună gândul acesta este următorul lucru. Felul în care te comporți ca om în afara familiei, vis-a-vis de lucrurile materiale, va fi același cu felul în care te comporți când pășești în casă, ca soț și ca tată, ca soție și ca mamă. Dacă ești iubitor de bani în afara familiei, când îi câștigi, la fel de iubitor de bani vei fi și în interiorul familiei când va trebui să-i administrezi și nu vei vrea să-i administrezi că trebuie să-i strângi. Pentru biserică nu, pentru copii nu, pentru casă nu, dar pentru ce? Cum se raportează soții la natură? Cu dărnicie sau cu lăcomie? Vă dau exemplul lui Nabal. Nabal a fost un om binecuvântat. Nevasta lui, care îl cunoaște bine, ne spune că e nebun. Observați că numai nebunii iubesc banii. Ceilalți doar îi primesc de la Dumnezeu ca pe o binecuvântare și îi administrează împărțindu-i între cer și pământ. Și spun așa, pentru cer partea lui Dumnezeu, pentru pământ partea familiei mele și pentru sărac, ca să nu moară de foame, că Domnul l-a lăsat lângă mine ca să-mi verifice inima, mila și bunătatea, dărnicia. De aceea l-a lăsat lângă mine, ca să mă verifice, că dacă n-ar fi lângă mine, m-aș da de darnic, că oricum
N-aș putea să mă verific, dar dacă e el și sunt darnic, îi voi da. Dar dacă aș fi darnic și n-ar fi el lângă mine, n-aș avea cum să-mi manifest dărnicia. De aceea săracul, țop lângă mine. Unde sunt eu, este și el. Și atunci nu pot să spun că aș da, dar n-am cui, că uite la ce. Nabal este al doilea om fără minte. Și lucrul acesta nu-l spun dușmanii lui, îl spune femeia din viața lui, soția. Și când împăratul, nu altcineva, împăratul îi cere, că era la necaz, nu i-a cerut pentru nuntă, i-a cerut pentru un moment greu al vieții, i-a cerut că n-avea și îi cere să-i facă parte nu din ce avea el puțin, ci din ce avea mult. Și el cu aroganță care nu știe să administreze și doar să idolatrizeze, spune așa: cine e David? Măi Nabal, David este împăratul tău. Și Dumnezeu cerului și al pământului, când ți-a dat un împărat, a spus așa: îi vei face parte din cai, îi vei face parte din neveste, îi vei face parte din bani, îi vei face parte din toate lucrurile. Cum întrebi tu cine e împăratul? Tu n-ai nicio rânduială în cap. Tu trăiești așa fără nicio regulă în universul ăsta. Tu nu știi de unde vii și încotro mergi. Tu nu înțelegi că pe planeta asta există niște culoare pentru fiecare om. Unde te duce așa aiurea? Cine e David? David e împăratul țării în care tu ești un cetățean și tu ai obligații față de el. Auzi întrebare. Evident, soția vine și explică de ce pune el întrebări de astea și spune să-l ierți că nu e întreg. Cum se raportează soții la natură? Cu responsabilitate sau cu indiferență? Pilda talanților. Cel care este vizat în pilda asta e tot unul cu probleme. Domnul împarte la câțiva și intenționat îi face diferiți ca să atragă atenția celui care între cei diferiți este greșit. Și uitați ce spune el: Doamne, mi-a fost teamă. Omul ăsta nu știe să se bucure, nu se bucură nici când e copil, nu se bucură nici când e adolescent, nici când e tânăr, nici când e adult, nici când e bătrân. Niciodată nu-i bine. Când e copil, n-are bani, stă la mâna lui taică-so. Când e tânăr, nu știe cu cine să se însoare, că e complicat să alegi. Când are familie, nu-l lasă copiii să doarme noaptea. Iar când e bătrân, îl doare stomacul și genunchi. Nu-i bine niciodată. Uitați ce spune: mi-a fost teamă. Un om plin de teamă. Teama e bună, dar nu să te domine. Nu să-ți ia zâmbetul și bucuria. Nu să-ți ia scânteia aia din Dumnezeu, care îți dă semnificație în viața aceasta, fraților. Viața asta e plină de suferință, dar e frumoasă. Pentru că atunci când călătorești de mână cu Iisus Hristos, ești liniștit. În ranele din mâna Lui e protecție. Domnul poartă de grijă pentru bucata de pâine. Domnul ți ascultă rugăciunea când tovarășul de viață este cu un picior în groapă și cu unul pe pământ. Lăudat să fie Domnul! Domnul ascultă rugăciunea. Noi toți și unii dintre noi mai mult decât alții am experimentat că Dumnezeu ne dă zile să trăim și ne ține soțul sau soția lângă noi ca să nu ne lase singuri și să nu rămânem fără ajutor. Că nu n-am fi în stare așa de bine să ne descurcăm fără ajutor. Cum n-a fost Adam înconjurat de tot felul de reptile și animale în Eden, grădina lui Dumnezeu. Și l-a văzut că a avut nevoie de un ajutor și i-a dat-o pe Eva. Ce mare binecuvântare este să te simți binecuvântat de Dumnezeu, să te simți protejat de Dumnezeu și să nu fii un om nemulțumitor, care bași de vină întotdeauna la 1%. Uitând de 99%, care e tot o floare, tot un parfum și tot un miros. Omul ăsta a fost foarte indiferent și spune: pentru că mi-e teamă, m-am dus și am ascuns, am pus ce mi-ai dat în pământ, n-am niciun chef să muncesc pentru tine, nu vreau să fiu robul tău în business-ul pe care l-ai, nu vreau să promovez împărăția ta, nu mă interesează de nimic din ce al tău, sunt absolut indiferent, Doamne. Omul ăsta, dacă e indiferent pentru Dumnezeu, indiferent este și când va merge acasă.
aceeași inimă lipsită de pasiune, lipsită de creativitate, lipsită de scânteia care spune cine se duce, eu mă duc, eu, nu pune pe altul că mă duc eu. Aici să nu te mai gândești la treaba asta, că o fac eu. Eu mă îngrijesc de treaba asta, te rog frumos să o scoți din mintea ta, lasă-mă pe mine sub povara asta. Mâine când vei trece pe aici, va mirosi frumos în urma la ceea ce fac eu pentru Domnul. Ești un astfel de om? Te rog să spui drept. Sau trebuie să repare altul în spate? Cum se raportează soții la natură? Soții la natură se pot raporta greșit, idolatrizând, cu indiferență, mândri sau dimpotrivă, administrând cu pasiune și cu umilință. Însă dincolo de lucrurile materiale care ne înconjoară, după cum spuneam, Dumnezeu, diavolul, noi înșine și lucrurile materiale, mai sunt încă alte multe aspecte la care noi în viață trebuie să ne raportăm pentru că sunt lângă noi. Persoanele de gen opus, din nou, sunt un examen pentru noi, pentru bărbați într-un fel și pentru femei într-un fel. Acolo e un măr. În mod popular, religios, se spune că măr a fost fructul care l-a mâncat Eva în grădină și mai apoi și Adam. Biblia nu spune, este doar o anticipație, este o bănuială, dar nu are importanță. Am găsit poza asta și mi s-a părut sugestivă. Observați, observați că mărul ăsta e ca un leu, are dinți, e ca un șarpe și încearcă să muște, să otrăvească și să ucidă. Cum se raportează soțul și soția la persoane de gen opus? Cu prudență, precauție sau cu nebunie, cu dezinvoltură? Biblia spune, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță. Să treci pe stradă nu-i interzis, nu-i păcat, dar nu-i păcat deloc. Numai că el trecea pe o anumită uliță și Biblia spune, la colțul unde stătea una dintre acele străine și lucrurile progresează, a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Și Proverbe 7 explică mai departe. Întrebarea este, el s-a purtat cu prudență, s-a raportat la colțul străzii cu prudență, s-a raportat la persoana din colțul străzii cu prudență, sau cu nebunie, lucru hotărât, cu nebunie. Cine nu este prudent, plătește. Plătește și când trece pe roșu la semafor și plătește și când trece pe roșu în felul acesta sau în alte feluri. Cum se raportează soții la persoanele de genul opus? Cu înfrânare sau cu poftă? Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie, nu este deloc păcat până aici, dar Biblia continuă. Cine se uită la femeie cu un anumit motiv, cu un anumit scop, care scop? Să o poftească, unde? În inima lui. Biblia ne spune, a și comis adulter cu ea în inima lui. A și comis adulter cu ea în inima lui. Lucrul ăsta nu se vede. Nimeni nu poate fi acuzat sau disciplinat de o instanță omenească din cauza la acest păcat, că nimeni nu poate avea dovezi pentru așa ceva. Ăsta este un păcat pe care îl consemnează doar Dumnezeu. Noi oamenii putem avea dovezi în situația în care păcatul acesta capătă dimensiunea în trup. Dar aici este vorba în duh, în minte, în imaginație, în creativitatea pe care mai ales un bărbat o are în mintea lui. Aceeași creativitate la bărbați e folosită pentru orientarea în spațiu. De aceea bărbații știu întotdeauna unde-i nordul și, evident, celelalte trei puncte cardinale. Aduceți-vă aminte de poftă. Petru spune în a doua epistolă, capitolul 1, versetele 2 și 3, următoarele cuvinte. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Pofta germinează, pofta încolțește, pofta produce, pofta aduce beneficii și germinarea, producția,
Beneficiu este stricăciunea. Dacă lași pofta să lucreze, dacă pui pofta să lucreze, dacă inviți pofta să lucreze, tot timpul produsul finit se va numi stricăciune și păcat. Eva spune, am văzut, am poftit, am luat. Vreau să vă întreb, dacă nu vedea, poftea? Cel mai probabil nu. Acum mă uit la dumneavoastră și vă întreb, e păcat să vezi? Nu. Dar ce poate urma dacă vezi? Să poftești. Dar să poftești e păcat? Evident. Ce ar fi mai bine ca să nu poftești? Ar fi mai bine să nu vezi. Nu mă refer să nu ai capacitatea de a vedea, simțul acesta de percepție, ci mă refer să nu-ți permiți să te uiți la anumite lucruri care au o influență atât de mare încât nu te vei putea opri. Și pentru că ți-ai permis să vezi anumite lucruri, pasul următor e să le poftești. Biblia spune, ferește-te de ce ți se pare rău. Ferește-te de ce ți se pare rău, că altfel nu te vei putea opri. De ce? Pofta târăște. O să vă dau exemplu unui lucru târât. Dacă eu acum cobor și iau suportul acesta, îl târăsc pur și simplu după mine și nu se poate împotrivi. Pofta târăște. Cel târât nu are puterea voinței sau dacă are puterea voinței, nu are capacitatea de energie fizică reală ca să se împotrivească. Pofta târăște. Atunci când un om își permite să ajungă la nivelul poftei, asta înseamnă că în spate e ceva ce el a văzut și l-a stimulat, l-a provocat, a aprins scânteia, motorul a pornit și acum roțile o să se învârtă. Ai de furcă, frate. Dacă l-ai pornit, acum ai de furcă. Însă Acan, am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Ahab, am văzut, am poftit, l-am omorât și am pus mâna pe grădina de zarzavaturi. David, am văzut, am poftit, am trimis un soldat și povestea continuă. Toate pleacă de la am văzut. Ce bine ar fi dacă atunci când ești invitat să vezi lucrul ăla, îi spune, nu mulțumesc. Am mai fost odată acolo și am avut mari probleme în relația mea spirituală cu Dumnezeu. Nu mai vreau să văd, pentru că singur îmi creez probleme. Eu singur îmi creez probleme. Este înțelept un soț care nu-și permite să își ridice tot sistemul hormonal în cap cu lucruri interzise la care se uită pentru ca mai apoi să gestioneze cu ele și să fie pus în situația să și le pună la loc fără rost? Unul încarcă, doi descarcă. Ce trebuie să cauți singur de lucru? De ce nu te uiți la lucruri care te zidesc? De ce nu-ți faci de treabă cu lucruri care te liniștesc? Cu lucruri care te ajută? De ce te uiți la lucruri care te fac din om neom? Care te provoacă? Care te pun la treabă? Care te pornește la vale și nu tu frână? Lipsă de înfrânare, nimic, nicio frână. Și te izbești de sare capota, sar geamurile, sar oglinzile și ieși de acolo plin de sânge. Ce-ți trebuie spital și operații? Am văzut, dar nu se oprește aici. Cum se raportează soții la lucrurile astea? Pofta e prezentă în cele mai multe dintre cele mai mari 6 ispite ale bărbaților. Am așezat aici o poză și ispita de a fi macho, asta este a bărbaților. Bărbații au această tendință de a apărea importanți datorită faptului că ei trăiesc pentru performanță. Ispita poftei senzuale, ispita infidelității, ispita puterii, ispita banilor și ispita perfecționismului. Aceste 6 ispite sunt specific masculine. Întotdeauna pofta este prezentă în cele 6. Pofta le aprinde, le dă foc. Și focul crește. Și focul capătă dimensiuni foarte mari și nu mai poți să-l stingi. O lumânare, poți să o stingi punând degetul pe ea. Dar când a luat foc o mașină și flacăra e de 5 metri, du-te și pune degetul. Că și pompierii dacă vin cu o mașină de apă
Și vreo 10 pompieri aproape că nu mai reușe să o stingă. Ce ți-a trebuit să dai foc la toată mașina asta? Cum ne raportăm la păcat? Atunci când vorbim despre păcat, trebuie să acceptăm că toți bărbații din lume, inclusiv soțul dumitale, toate femeile din lume, inclusiv soția dumitale, este vulnerabilă față de păcat. Ca să nu mai fie vulnerabilă, ea trebuie să se lupte. Vulnerabilitatea tot rămâne, dar o poate controla dacă lasă pe Dumnezeu, care este atotputernic, să vină și să o țină în brațe sau să-l țină în brațe. Dacă trăiește de mână cu Dumnezeu, împărtășie și prietenie cu Dumnezeu, atunci datorită lui Dumnezeu, care este atotputernic, va avea puterea să se înfrâneze. Dacă va avea un moment de neveghere și va da drumul lui Dumnezeu de mână, cum uneori fac copiii care de-abia învață să meargă, un an jumate, doi, trei, și îl cobori din mașină, îl dai jos din car seat și îl lași aici lângă mașină ca să închizi ușa. Și când ai trântit ușa și te uiți, el deja e în stradă și îngheți. Dacă vine o mașină, e terminat. Cum ne raportăm la păcat? Cum se raportează un soț la păcat și o soție la păcat? Ce se întâmplă când un soț deschide ușa și intră păcatul în viața lui? Intră și în casa lui sau nu? Mai are liniște în casă? Mai are o relație bună cu soția? Mai are o relație bună cu copiii? Vine păcatul acela peste toată familia? Cum se raportează soțul și soția la păcat? Noi spunem prea multe studii de familie, dar vreau să vă întreb. Păcatul, problema păcatului, e o problemă de familie? E o problemă de individ. Însă individul ăsta doarme undeva la noapte și unde doarme la noapte nu se numește hotel, ci familia lui. Și dacă nu e om afară, nu e om nici înăuntru. Și dacă e om înăuntru, e om și afară. Că un lucru din plastic e și în casă și când îl scoți din casă. Un lucru din metal, e din metal în casă și e tot din metal când îl scoți afară. Bărbatul, dacă e un bărbat serios și de caracter, așa e în casă, așa e afară din casă. Atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre trei faze ale păcatului. Toți oamenii au păcătuit, ne spune Biblia. Și plata păcatului pentru păcat e moartea, lucru hotărât. Hristos a murit și îndepărtează păcatele din trecut, adică ne ia pedeapsa atunci când a murit pe cruce, fiindcă plata păcatului e moartea, dar darul fără plată pentru noi a fost cu plată pentru el, dar pentru noi e fără plată, pentru noi e viață veșnică, când un om se pocăiește, tot trecutul este iertat. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți, ia atenție, nu zice că suntem neprihăniți, suntem socotiți în numele lui neprihăniți, noi, în noi înșine. Nu suntem neprihăniți. Prin credință avem pace cu Dumnezeu. Cum se raportează soții la păcat? Al doilea lucru e la puterea păcatului. Prezența păcatului, puterea păcatului și pedeapsa păcatului s-au luate de la început. Pedeapsa, puterea și prezența. De pedeapsa păcatului scăpăm când ne pocăim, că Iisus ne iartă de toate păcatele de când ne-am născut până astăzi. Dar dacă nu murim ca tâlharul de pe cruce și mâine dimineață ne trezim la viață, păcatul vine din nou, puterea lui vrea din nou să ne înghită și atunci noi înșine trebuie să ne împotrivim tare în credință, trebuie să fugim de poftă, trebuie să ne luptăm cu păcatul și trebuie să ajunge că în trecut, stop. Sfințenie înseamnă creștere spirituală. Până când vom ajunge toți la unirea credinței, până când vom ajunge toți la cunoștința Fiului lui Dumnezeu, până când vom ajunge toți la starea de om mare, până când vom ajunge toți la înălțimea staturii lui Hristos. Vreau să vă întreb, când un copil se naște om mare? Nu. Când se naște înalt? Nu. Se naște matur? Nu. Dar cum se naște? Micuț. Dar cum ajunge el mare? Crește. Iată dar... Pedeapsa păcatului o rezolvă credința și pocăința în Iisus, pentru că El ne iartă trecutul, dar puterea păcatului lucrează în prezent, nu în trecut. În prezent noi trebuie să ne înfrânăm, noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să nu ne mai întoarcem la unde am vărsat. Cum se raportează soții la păcat? Se raportează la pedeapsa păcatului primind iertare de la Hristos,
se raportează la puterea păcatului înfrânându-se și evitând păcatul prin puterea lui Dumnezeu, pototul în Hristos care mă întărește, iar la prezența păcatului, numai când vom fi glorificați și proslăviți, când ne va chema Domnul acasă, acolo nu vom mai fi ispitiți. Dar atâta timp cât trăim pe pământ, de când ni se va deschide mintea, până când punem mâinile pe piept, 70-80 de ani, dacă cineva ajunge la 90 sau la 100, păcatul și puterea lui se va ține de noi, în mod specific vârstei și circumstanțelor prin care trecem. De păcat niciodată nu vom scăpa. El ne va ispiti, El își va cere voie să intre în viața noastră. Dar noi, tari în credință, ne împotrivim, ne luptăm cu El, fugim de poftă și ne ținem în dimensiunea neprihănirii de mână cu Domnul pentru ca să putem birui. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci când se va arăta El și când vom fi ca cu El, diavolul nu va mai fi prezent, ispita nu va mai fi prezentă și păcatul nu va mai fi prezent. Și vom trăi cu Domnul în absența luptei acesteia. Nu te uita că e păcat, nu atinge că e păcat, nu te duci acolo că vei fi ispitit, ai grijă că dacă te duci acolo e un anturaj care încet, încet te va înghiți. Acolo nu mai există lupta spirituală, puterea păcatului nu te mai atrage, prezența păcatului nu mai există. Asta este doar în dimensiunea aceasta a cărnii, a firii pământești, pe care ar trebui să o strângi de gât și să nu mai hrănești, că dacă o hrănești și prinde la inimă, o să te pună jos. Adică pe omul duhovnicesc o să-l pună jos. Ne apropiem de încheiere, pentru că și timpul se expiră, și punem o nouă întrebare. Cum se raportează soții la familie? Diseară ne vom duce în familie și uneori când ne ducem în familie, parcă suntem așa întorși pe dos, să mă iertați de expresie. Și când suntem întorși pe dos, nu știm să spunem de ce, dar parcă n-avem chef să vorbim și când vorbim, vorbim așa mai aspru, mai răstit, ori numai și se supără doamna. Zice, dar ce ai de nu vorbești? Pe toată ziua ai umblat și ai vorbit, acum când ai venit acasă cu mine nu vorbești. Eu ești soțul meu și nu meri să te auzi și eu vorbind, eu cu cine să vorbesc decât cu tine? Te simți atacat? Reacționezi? Dânsa spune după ce că n-ai dreptate mai și țipi și uite că s-a făcut seara. Cum se raportează soții la familie? Dă-tu-i doar un exemplu imaginar, dar el poate căpăta mii de alte forme. Căsătoria este cel mai înalt nivel de relație de pe fața pământului. Nu există o altă relație pe fața pământului care să aibă complexitatea, profunzimea relației de familie. Ne purtăm cu înțelepciune în familie sau fără înțelepciune? Dacă tot timpul soțul sau soția vrea numai el sau ea să aibă dreptate și tot timpul dă cu pumnul în masă și lui se pare că s-a căsătorit cu o persoană prea slabă ca să aibă și el sau ea dreptul la cuvânt, întreb eu, purtarea asta este cu înțelepciune? Dacă tot timpul ispitești, dacă tot timpul agiți, dacă tot timpul provoci, dacă tot timpul îl îmbrâncești cu vorba sau fizic, dacă tot timpul îl retezi, dacă tot timpul, nu vă supărați, rabdă o zi, două, trei, da? Și s-a făcut seara. Întreb eu, e înțelepciunea asta? Păi două, trei zile dacă te duci cu un om undeva, ai grijă cum te comporți cu el, ca să nu-l superi. Da, zeci de ani, 60 și ceva de ani, 50 și ceva de ani, întreb eu, câtă înfrânare a trebuit să existe în acești ani? Dacă i-am luat pe unul din acești frați și i-am rugat să vină la microfon și să ne spună, câtă înfrânare? Multă! Câtă atenție! Că uneori nu vrei să spui ce spui sau spui ce trebuie, dar dumnea ei sau dumnea lui înțelege altceva. Și s-a făcut seara. Și până vii cu explicații, nu le mai aude nimeni. Și s-a terminat. Cum te comporți în familie? În familie nu e ca la serviciu, că la serviciu e la serviciu. Ia du-te bă și lasă-mă în pace. Dar acasă nu poți să-i spui ia du-te dragă și lasă-mă în pace. Că astea sunt cuvinte care se plătesc scump. Și n-are rost să dai atâția bani pe nimic. Cine te pune să dai $1000 pe o pâine când o poți cumpăra cu $2-3? De ce nu ești atent de unde cumperi? De ce nu te uiți un pic la preț?
Așa, fără înțelepciune în Sion, crezi că ajungi departe și mereu să spui, da frate, da am pleznit-o, că uite de ce am pleznit-o. Fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii dintre ei nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor, când vor vedea felul vostru de trai. Cu înțelepciune sau fără înțelepciune? Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii, că e un vas mai slab și are nevoie de cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile, că Dumnezeu te amendează dacă nu-i dai cinste. Te amendează ea, te amendează Dumnezeu, treci o dată pe roșu și plătești două amenzi. Asta-i treabă? Cum se raportează soții la familie? Cu dragoste sau cu indiferență? Bărbaților, iubiți-vă nevestele, scurt și cuprinzător, fără explicații. Dacă tot te-ai însurat, iubește-o până la capăt. Cum? Cum a iubit Hristos biserica? Adică la superlativ. Iubirea soțului ajută soția să se sfințească. V-ați gândit la treaba asta? N-o sfințește iubirea lui și nici el, dar o ajută, îi creează un mediu, o face mai confortabilă, îi creează o atmosferă în care ea, fiind neispitită, înțeleasă, are mai multă putere, are mai mult loc de întors. Că dacă îi pui și un sac în spate, va merge săraca tot încolo, dar n-are rost să meargă așa încet și suflând în greu. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Observați că zice soții să-și iubească soțiile cum iubește Hristos biserica. Și uitați cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pentru ea. Asta înseamnă că soții trebuie să se dea pentru soțiile lor. Biblia spune, când te însori nu mai ești al tău, dar a cui? A ei. Dacă nu spunea Biblia și invers, era mare problemă. Dar zice Biblia, cum el e a ei, ea e a lui, adică relațiile dintre din familie. Iubirea soțului dă siguranță soției, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește. Cum? Cu drag. Nu așa n-am încotro. Precum Hristos biserica. Hristos hrănește biserica și îngrijește biserica. Și pentru că Iisus Hristos, iubindu-și biserica, e exemplu pentru soț, Biblia vrea să spună următorul lucru. Soțul trebuie să-și hrănească nevasta și să o îngrijească cu drag. Uneori dacă o îngrijești fără drag, simte că nu o îngrijești cu drag. Și orică o îngrijești, orică nu o îngrijești, nu prețuiește. Dacă nu e și dragul acolo în îngrijire, pentru ea n-are nicio valoare. Și soțiile văd mai bine decât bărbați. Simt, miros, au un ochi în spate. Cu supunere sau cu împotrivire? Nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul-i capul. Căci bărbatul-i capul. N-am spus eu asta. Îmi place versetul, dar nu l-am spus eu. Supunerea soției îl ajută pe soț să se convertească. Ați auzit dumneavoastră că soția poate să contribuie la mântuirea bărbatului ei și la sfințirea lui. Îl poate ajuta. În limba română se spune nu-i bagă bețe în roate, îmi cer iertare pentru, e o expresie puțin mai așa mai arhaică, mai populară. Biblia spune, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă ei nu ascultă de cuvânt, de care cuvânt? De ăsta, de cuvânt. E cu C mare, uitați-vă acolo. 2 Petru capitolul 1, versetul 3. Dacă nu ascultă de cuvânt, nu vrea să asculte de cuvânt, spune, ia mai lasă-mă în pace cu Biblia. Și atunci îi spui așa, las că am eu act de cojocul tău. Nu vrei să asculți de Biblie? Nu-i nicio problemă. Eu o să trăiesc Biblia și tu o să mă vezi. Și eu încep să-ți predic. Și predic arătându-ți o mare bunătate și în loc să-ți spun, Biblia spune fii bun, eu îți arăt, fac o pantomimă. Adică eu îți arăt bunătatea, nu-ți vorbesc despre bunătate. Și azi cu bunătate, mâine cu o mâncare bună, poi mâine cu o îmbrățișare dulce, răspoi mâine nu reacționez dacă e pe stângul și o lași așa, și tot așa, tot așa, până la urmă zice, băi, dar eu am un înger lângă mine și n-am știut. Dar eu ce fel de om sunt de mă port așa cu îngerul ăsta? Și îi vine mintea la cap. De auzit n-a vrut să se audă.
și a băgat degetele în urechi și a spus: nu mă interesează de Biblie, dar pe dumneata trebuie să te vadă, că seara vine acasă. Arată-i bunătate, că nu poate să-și pună mâinile la ochi. Arată-i vorbă dulce, dar dulce, două lingurițe de zahăr, nu una. Nu țipa, nu cicăli, încetişor. Și să vezi că mâine, poi mâine, se coace și strângi rodul. Și să vezi ce te bucuri când vii acasă cu căruța, uite așa de roade. Și vine binecuvântarea și la dumneata acasă și zici: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat două oace. Am încercat cu unul și nu i-a trecut prin cojoc, dar cu al doilea l-am rezolvat. Ajută soția la mântuirea soțului? Da. Ajută soția la sfințirea soțului? Da. Dar dacă toată ziua, săracul, pierde din vedere sfințirea, se enervează, începe să intre într-o dimensiune de nervi, de agitație, începe să-și dea drumul la nervi, la gură, face lucruri prostii, își înneacă necazul în nervii, lipsa de respect, că e și el bărbat, în alcool, în prostii, și uite cum încet, încet, ea cu mâna ei îl împinge în lucruri slabe sau invers. Protejează tovarășul de viață printr-o atitudine înțeleaptă. Cum ne raportăm la familie? Cu maturitate sau cu imaturitate? În dragoste, să creștem în toate privințele. Care e privința în care n-ai crescut până în această seară? Sunt aici persoane mai în vârstă și permiteți-mi să pun întrebarea asta. Iertați-mă că sunt mai tânăr decât dumneavoastră, dar vă întreb această întrebare. Care e întrebarea unde încă... Care este domeniul în care încă nu ați crescut? Privința, în toate privințele, în toate privințele. Care e privința în care încă nu ați crescut?